Bună ziua! Numele meu este Tudor Ioana, sunt elev în clasa a 4-a la școala gimnazială Elena Doamna din Tecuci și astăzi vreau să vă prezint cartea Bob cel fără de seamă, scrisă de Catherine Applegate de la editura Arto din colecția Smart Blue. Această carte este continuarea romanului Ivan cel fără de seamă și dacă ați citit cartea, știți că Bob este cel mai bun prieten al lui Ivan. După ce Ivan și Ruby au fost duși la acea rezervație, Bob este adoptat de Julia, fiica fostului îngrijitor de la Molu Big Top. Cu un nas fin de expert, Bob simte mirosul uraganului. Este al treilea uragan în acel sezon, dar de această dată cel mai puternic. Și așa devine Bob erou, cățel fără de seamă, înfruntând buvnițe și roaie de apă, rămas singur în ploaie și cel mai cumplit, spaimele lui din trecut, vinovăția și îndoiala. Cartea are scrisul parțial mare și imagini pe alocuri. Este o carte minunată care poate fi citită la orice vârstă, care ne învață ce înseamnă prietenia și curajul. Sper că v-am trezit interesul pentru lectura acestei cărți și eu vă mulțumesc că m-ați ascultat până la final. Pup, pup! Lectura plăcută!